Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Otita. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore, vino repede, Bobiță se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și-a pornit înspre bolnav. Bună, Bobiță, lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită. Ai răcit urât? În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc! Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuză văzut pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate! De la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună, încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșa, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile, Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine, să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Wendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuză se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață! A propus băiețelul Melc. Fetița mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Wendel, băiatul rădașcă. Wendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Wendel îi era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Wendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Wendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel, a strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat, m-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este Buburuză, fetița mămăruță. El este Wendel, băiatul rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez, a strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță.
Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru. Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat! Stejarul e de vină! Constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar îi lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborâ turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă. Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile. Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâza florilor. Cum urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul.